știu alții cum sunt. Dar eu când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părințească din Humulești, la stâlpul hornului, unde lega mama o șfală cu motoșii la capăt, de clăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichișul vieții cel humuit, de care mă ținem când început să mai merge cu pășel, la cuptiorul pe care mă ascundem când ne jucam noi băieții de-a mijoarca, și la alte jocuri și jucării pline de hasuri și farme cu copilăresc. Parcă-mi saltă așa cu inima de bucurie. Bună ziua și bine ați venit sau ați revenit unii dintre dumneavoastră la Muzeul Memorial Ion Creangă de la Hărunești. Iată că astăzi avem ocazia să ne întâlnim la o nouă ediție a unei manifestări cu o tradiție îndelungată, zilele Ion Creangă, ajunse deja la cea de-a 45-a întâlnire. Ca de fiecare dată avem alături de noi oameni de suflet care au răspuns invitației noastre. Oameni care sunt pasionați de creangă, oameni care susțin cultura în general, oameni iubitori de literatură și, nu în ultimul rând, copiii care sunt continuatori într-o anumită măsură a ceea ce a însemnat creangă și copilăria lui creangă. Înainte de a face, știu eu, alte precizări de ordin organizatoric, am să prezint pe scurt invitații. Așa cum este și firesc, din partea instituției gazdă, domnul director al Complexului Muzeal Județean Neamț, Dorin Nicola. Salutăm de asemenea prezența domnului primar, Vasilică Harpa. Ca de fiecare dată, alături de noi, domnul profesor Constantin Parascan, cel care ne sprijină cât de mult poate în desfășurarea activităților de aici. Reprezentantul cel mai de seamă al Fundației Culturale Ion Creangă, doamna inspector Elena Preda. Avem de asemenea alături de noi pe domnul profesor Berghia și tot de la Iași pe doamna Ioana Coșereanu de la Muzeul Literaturii. Am să-l rog pe domnul Dorin Nicola să vă transmită salutul instituției noastre și apoi pe rând invitațiilor să-și expună și de și eu știu, opiniile, părerile vis-a-vis de importanța și semnificația zilei de astăzi. Mulțumesc frumos, dragi copii, stimați invitați, dragi colaboratori. Îmi face nespusă plăcere să vă urez bine ați venit la Muzeul Memorial Ion Creangă din Humulești, acasă la Bădița, așa cum îi plăcea întotdeauna să audă din partea prietenilor și apropiaților. Și să vă urez o ședere plăcută aici la Creangă, întrucât astăzi avem prilejul să desfășurăm mai multe activități care sunt menite să le readucă în conștiința noastră pe unul dintre cei mai importanti povestitori pe care i-a dat Moldova. În numele Complexului Muzeal Județean Neamț, a conducerii pe care o reprezint, aduc salutul nostru pentru această manifestare. Și vă doresc să fiți alături de noi în tot ceea ce vom întreprinde în aceste trei zile, când vom încerca să le aducem pe creangă în inimile tuturor celor care l-au citit, îl vor citi sau s-au bucurat la auzul poveștilor și amintirilor pe care le-a depunat de-a lungul timpului. Aș dori să vă invit să reveniți acasă la Creangă, nu numai cu prilejul manifestărilor dedicate aniversării lui, ci de-a lungul întregului an, atunci când aici poposesc o serie de vizitatori veniți nu numai din țară, dar și din străinătate, care au remarcat importanța lui Ion Creangă, care vin să îl caute, să-i găsească amintirile și să trăiască puțin din copilăria copilului universal. Vă doresc o participare plăcută alături de noi la aceste manifestări și aștept cu nerăbdare să văd cum îl vor colinda acești copii drăguți pe creangă, aici, la el acasă. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule director, în cele ce urmează și ca de fiecare dată autoritățile locale au fost alături de noi și ne-au sprijinit în organizarea unor asemenea activități. Am să-l rog pe domnul primar să transmită salutul domniei sale și implicit al conducerii orașului. Mulțumesc,
pentru această minunată ocazie, stimați invitați, doamna inspector, doamna viceprimar, dragi copii. Într-adevăr, este un moment deosebit care mi-aș fi dorit să fie cât mai des de aici, de pe pragul casei marelui povestitor Ion Creangă. Vă spun bine ați venit și în primul și în primul rând vreau să felicit organizatorii, să felicit pe domnul director, reprezentanții complexului muzeal și în ultimul rând Fundația Ion Creangă pentru aceste 3 zile minunate, pentru programul care l-au pus la punct și nu pot să vă spun decât că vă respect și vă asigur tot sprijinul meu în ceea ce privește cultura și, bineînțeles, în ceea ce privește evenimentele care le-au organizat dedicate marelui scriitor Ion Creangă. Într-adevăr, prin scrierile sale, Ion Creangă pentru noi, humureștenii, târnemțenii, trebuie să recunosc și trebuie să fie un obicei. Sunt sigur că de ani în urmă acest obicei a început. Să declarăm abia de astăzi deschise oficial sărbătorile de iarnă, motiv pentru care și copiii din Humulești, din Târgu Neamț, ne-au obișnuit cu aceste minunate obiceiuri care le-au pus la punct. Felicitări încă o dată și vă încurajez, domnul director, ședere plăcută în Cumulești lui Creangă. Mulțumesc! Îi mulțumim domnului primar pentru cuvintele frumoase, implicit autorităților locale pe care le reprezintă astăzi aici. Mulțumim de asemenea Consiliului Județean Neamț pentru sprijinul oferit în organizarea acestor manifestări. În cele ce urmează, am să o rog pe doamna inspector Elena Preda să transmită cuvântul de salut al Fundației Culturale Ion Creangă, pentru ca apoi să îl lăsăm pe domnul profesor Constantin Parascan să ne împărtășească câteva dintre gândurile domniei sale în maniera care l-a consacrat și pe care o știm cu toți. Domnule primar, domnule director, distinși invitați, ne întâlnim încă o dată și încă o dată, în decembrie, la zilele Creangă. Într-adevăr, așa cum spunea domnul director, zilele Creangă nu trebuie să fie numai în decembrie, nu trebuie să comemoreze, ci trebuie să fie în sufletele noastre. Acesta este și motivul pentru care l-am luat pe acest mic alături de mine, un veritabil mic care ar trebui să ne trimită cu gândul la ceea ce înseamnă renașterea firească a lui Ion Creangă în fiecare suflet de copil de pe această planetă. Cu bucurie vă împărtășesc faptul că Fundația Culturală Ion Creangă împlinește 20 de ani, deci este adolescentă în ceea ce privește viața de ONG. Asta ne dă încredere, deoarece scopul înființării fundației noastre este acela de a ține mereu atenția personalităților care marchează istoria. Și eu cred că am trecut prin istorie, face istorie și va rămâne mereu în istoria neamului nostru, iar pentru noi, târnemțenii, humureștenii și toți din regiunea Neamțului, este o carte de vizitabilă. Din acest motiv, vreau să vă mulțumesc că sunteți aici cu noi, să vă invit să fiți alături de noi până duminică la ora 14. Vă putem oferi momente emoționante, momente de cultură veritabilă. Alături de noi se vor afla majoritatea iubitorilor de cultură din Târgu Neamț și invitații noștri de la Iași, din alte zone ale țării. Să fiți alături de noi, cu sufletul, cu inima, cu ale dumneavoastră cuvinte de bine. Mulțumesc și presei care întotdeauna ne-a sprijinit și în ultimele zile a reușit să aducă în fața dumneavoastră vestea bună că, iată, Fundația Culturală Ion Creangă a ajuns la 20 de ani și datorită acestui fapt, credem noi că anul acesta, în această ediție omagială, punem mai mult suflet decât oricând. Alături de mine este și doamna Daniela Calistru, este invitată a Fundației, directoarea Casei Culturii de la Pașcani și cu permisiunea dumneavoastră
doar un simplu mesaj de salut și din partea doamnei directoare. Mulțumesc, doamna inspector. Aș vrea să vă salut și eu și aș vrea să vă salut de la Pașcan, acolo de unde s-a născut Mihai Sadoveanu. După cum spunea, locul unde nu s-a întâmplat nimic. Și la Pașcan se întâmplă lucruri minunate și la Pașcan l-am omagiat în luna noiembrie pe Mihai Sadoveanu. Avem o colaborare inițiată de mai mult timp cu instituții de cultură de aici, de la dumneavoastră, din zonă. E colaborare care am avut-o și la muzeu, pentru că trebuie să specific, eu provin de la Muzeul Municipal Pașcani și ca atare am avut o colaborare cu Complexul Muzeal Național, Complexul Muzeal Neamț și bineînțeles acum cu Casa Culturii Ion Creangă. Și bineînțeles, trebuie să amintesc de fundație, pentru că doamna inspector m-a invitat la această manifestare. Deci vă transmit de la Pașcani un salut și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi. Conștient de faptul că nimeni dintre cei prezenți nu-l cunoaște mai bine pe Creangă decât domnul profesor Constantin Parascan, am stat rog pe domnia sa să ne spună câteva lucruri ca să, nu știu, să îmbărbăteze puțin atmosfera și să le dea un pic de elan copiilor ca să se pregătească pentru momentul artistic pe care o să-l prezinte un pic mai târziu. Domnule profesor. Mulțumesc foarte mult. Nu știu alții cum sunt, dar eu când vin aici, la Humulești, când ne aflăm cum se întâmplă în această clipă, noi, care Ion Creangă, pentru care Ion Creangă a făcut ceea ce n-a făcut nimeni pe lumea asta, adică ne-a adunat ca într-o familie, o familie în care, deși apar pe parcursul anului, să zicem, al muncii agricole, al muncii la câmp, la pădure, la cum se întâmpla cu părinții lui Ion Creangă, în preajma sărbătorilor se adună toți în jurul vetrei, al acestei vetre, care se întinde așa pe tot spațiul și pe tot sufletul românesc, și suntem, repet, ca într-o familie. Mă uit la fiecare dintre dumneavoastră, pe foarte mulți vă cunosc, vă simt, vă știu. An de-a rândul, vreo 40 și ceva, am slujit și la Bojdeuca din Țicău și am venit și aici, am păstrat legătura cu cele două locuri memorabile, planetare, ale lui Ion Creangă. Și de fiecare dată când intrau oamenii și acolo, când intră și aici, li se schimbă fețele, chiar dacă sunt supărați, chiar dacă au dihonii în familie sau în preocupările lor de fiecare zi, când ajung în curtea casei de la Humulești și în curtea Bojdeucii din Țicău, chipurile lor se schimbă. Hai mai bine despre copilărie să povestim, pe cea singură este veselă și nevinovată, cum spunea Ion Creangă. Și vreau să vă spun, dragii mei, mă bucur că sunt aici de fiecare dată autoritățile de la conducerea Muzeului Național de la Piatra Neamț, de asemenea conducerea orașului, a primăriei, a celorlalte instituții de aici, din Târgu Neamț și de peste tot. Mă bucur că vă aflați aici, mă bucur că mass media este aici. Eu aș putea să vă povestesc vreo câteva vieți la rând despre ce am trăit și ce am simțit scriind despre Ion Creangă. Oricum, Dumnezeu a fost atât de bun cu mine și sper să fie bun și cu cei care sunt atât de frumoși acum și care peste 50 sau 60 sau 70 de ani se vor afla pe prispa acestei case. Atenție, copiii, la mine, voi, peste 50 sau 60 de ani, veți fi pe prispa casei și veți povesti generației care va veni despre Ion Creangă. Și ce miracol a reușit să facă acest om, pe lângă acela că ne face să ne simțim într-o familie și să uităm de toate relele lumii. Ce miracol a mai făcut? L-a făcut pe acela că fiecare dintre el este potrivit și este iubit și de voi, de cei mici, 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 și de cei ca noi, și de cei mai mari ca noi, e o minune. Fiecare găsește în Ion Creangă ceea ce caută. El a reușit să ne adune, să ne facă frumoși, să ne bucure, și de aici, din vatra Humuleștilor, Ion Creangă, așa cum a spus Zaharia Stancu, că descursul său a mers cu sandale de aur în toată lumea,
vreau să spun că Ion Creangă a devenit împăratul poveștilor și este cel mai mare povestitor al lumii, recunoscut și în momentul când el avea 42 de ani, a fost înscris în dicționarul scriitorilor lumii de la Florența din 1879. Deci Ion Creangă a călătorit și a fost împăratul poveștilor și a călătorit de atunci, cum spuneam mai înainte, cu sandalele de împărat al poveștilor în toată lumea. De la 1879 Ion Creangă este în un dicționar, pentru cei mari spun, al lui Angelo de Gubernatis. Este înscris între cei mai mari scriitori ai lumii, alături de Zola, de Dostoievski, de Tolstoi, de mari scriitori ai lumii. Așa încât, mândrie și bucurie și onoare pentru noi, cei de aici, din Vatra Humuleștilor, pentru autorități, pentru șefii instituțiilor care organizează, să ducem mai departe, acum și peste veac, și să ne aducem purul de aminte de Ion Creangă, așa cum a spus Mihail Sadoveanu despre Eminescu, să ne aducem purul de aminte de Ion Creangă, cel mai ales între scriitorii acestui neam. Vă laud, vă felicit, mă bucur că ne adunați în fiecare an aici și să dea Dumnezeu, tot înainte așa să fie și să înceapă sunetele de clopoței și bucuria, bucuria pe care au simțit-o copiii, și asta vă mai spun, nu mă pot abține, îmi pare rău, poate zic prea mult, dar acum 125 de ani copii, acum 125 de ani, Ion Creangă se pregătea să se urce într-o stea la ceruri, alături de Luceafărul în care stătea sufletul lui Eminescu și alături de Bojdeucă și de o casă de la Humulești, că acestea sunt proiectate și în cer undeva, să se întoarcă acolo. În seara de 31 decembrie, acum 125 de ani, iar eu în urmă cu 25 de ani am vrut să-l priveghez pe Ion Creangă în Bojdeucă și am făcut asta, am scris în cărțile mele și am stat în genunchi la icoana pe care o avea de la bunicul său, David Creangă, din Pipirig, și am avut o întâlnire cu Ion Creangă și sunt bucuros, sunt fericit, sunt uimit de fapt de ce mi s-a întâmplat atunci și vă recomand și vouă să vă întoarceți și să sunați clopoței astăzi pentru memoria lui Creangă și mai ales în fiecare an al vieții voastre, de Crăciun și de Anul Nou, când sunați clopoței, când cântați steaua, să așezați un gând frumos și pe sufletul și pe memoria nepieritoare ale celui care ne-a dăruit cele mai frumoase povești, ale împăratului poveștilor, ivit în vatra sufletului românesc, aici, la Humulești. Fiți binecuvântați cu toții, vă mulțumesc încă o dată și să ne vedem sănătoși la anul și la mulți ani. Mulțumim domnului profesor Parascan pentru cuvintele deosebite pe care le rostește ca de fiecare dată și pentru că ne aflăm la o instituție muzeală legată într-un fel, sau legată în mod special de domeniul literar, aș vrea să dau cuvântul în continuare unui alt reprezentant al unei instituții muzeale legată de literatură, de la Muzeul Literaturii din Iași. Am să o rog pe doamna muzeograf Ioana Coșereanu să ne transmită și domnia sa câteva gânduri. Mărturisesc că sunt pentru prima oară la o întâlnire dedicată lui Creangă, aici la Humulești, deși a fost o bună bucată de vreme în care am slujit memoria lui Creangă alături de domnul Parascan, acolo la Bojdeucă din Zicău. Așadar, sigur, mă rog, vin în fața dumneavoastră cu un spor de emoție și mulțumesc pentru invitație colegilor mei muzeografi și de aici, din Humulești și de la Târgu Neamț. Vă aștept pe dumneavoastră să vă aud glasurile, mă refer la copii. Mă bucur că sunteți aici cu noi și că ne veți delecta cu talentul vostru. Mulțumesc! Special am lăsat la urmă un invitat deosebit și drag nouă, domnul profesor Berghia, pentru că dânsul, mă rog, vine din spațiul de dincolo de Prut, deși știu că de o perioadă de timp este ieșan. Știu că Ion Creangă are o semnificație deosebită pentru românii de dincolo de Prut și nu numai pentru ei.
Și tocmai din acest motiv am să-l rog și pe domnia sa să ne spună câteva lucruri, câteva impresii, câteva gânduri, așa cum a făcut-o ca de fiecare dată când a fost prezent alături de noi la această manifestare. Domnule primar, onorate gazde, dragi ascultători, iubiți copii, eu vin pe această prispă de prin 91, anii 91 ai secolului trecut, vedeți cât de bătrân sunt copii, în secolul trecut. Și bineînțeles că vin când sunt chemat, dar vin și nepoftit. Și niciodată nu am sosit la Cumulești cu mâna goală. În primii ani, de exemplu în 1991, când primar era Mihai Ardelean, domnul inginer Mihai Ardelean, am venit cu numai 46 de studenți, discipoli de mei de la Chișinău, cu o trupă de dansatori care sub tălpile cărora ardea scena Casei Culturii din Târgu Neamț, niște dansatori de vârsta celor îmbrăcați în haine naționale din fața noastră. Și tot atunci a fost dezvelită și placa dedicată lui Ion Creangă din perete de la intrare în Casa de Cultură, da? Deci anul acesta nu am venit cu mâna goală. Am adus școlile participante pentru biblioteca școlilor. Două exemplare a două cărți. Una se numește Soroca Dragostea Mea. Deci, de fapt, eu sunt sorocean. Cine n-a fost la Soroca este poftit să meargă, să vadă cetatea lui Ștefan. Și în această carte este o poezie intitulată Acasă la Creangă. Și a doua cărțulie, Limba noastră românească, aceasta a doua carte, începe cu o ilustrație unde o mamă alături de copil încearcă să-l învețe sau să-i citească ceva, iar pe coperta cărții scrie Ion Creangă, legat cu ziua de astăzi, de mâine și de poimâine și de întotdeauna când ne aducem aminte de Ion Creangă. Și în plus am mai adus revista Dor de Basarabia, pe care eu o comit, cu ghilimele bineînțeles, a comit aici, o comit la Iași, un număr special dedicat unui cunoscător al operei lui Creangă și admirator al acestui mare înaintaș al literelor românești. E vorba despre regretatul profesor Gavril Istrate, care nu odată a vorbit de pe această pristă. E o ediție dedicată memoriei domniei sale, care în ianuarie trecut, adică trecut însemnând de fapt din anul acesta, a plecat la Domnul. Nu lungesc, pentru că am de gând să vă mai spun niște lucruri frumoase, care pot fi spuse și în alt mediu. Vă doresc tuturor răbdare și copiilor, știu eu, să nu înghețe. Pe soarele acesta nu aveți dreptul să înghețați. Noi cu domnul profesor Părăscan, când am intrat în județul Neamț, l-am rugat pe cel de sus să trimită soarele. Iași nu am văzut soarele vreo lună de zile și cel de sus ne-a ascultat. Organizatorilor, felicitări, susținătorilor lor, la fel felicitări, și când vă va fi mai greu, știți adresele noastre, trimiteți parale ca să ne putem plăti drumul, să vedem.
cu respect, sănătate! Mulțumim, domnule profesor, pentru cuvintele rostite. Mulțumesc încă o dată tuturor invitaților prezenți și pentru impresiile pe care mi le-au împărtășit. Înainte de a-i lăsa pe copiii de la școala din Humulești să ne prezinte programul lor artistic, aș vrea să spicuiesc câteva lucruri din programul zilei de astăzi. După ce manifestările se vor fi încheiate aici la Muzeul Memorial Ion Creangă din Humulești, cei care doresc, și bineînțeles că vă invităm pe toți, vor putea participa la Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț, la o serie de activități desfășurate acolo. Nu întâmplător acele activități se desfășoară acolo, pentru că este fosta școală domnească, este școala în care a învățat Ion Creangă. Deci, începând cu ora 13, va avea loc vernisajul unei expoziții temporare intitulată Rarități, fotodocumentare referitoare la Ion Creangă. Urmează apoi un simpozion intitulat 125 de ani de nemurire. Simpozion în cadrul căruia îl vom putea avea alături din nou pe domnul profesor Parascan, pe doamna Coșereană, pe domnul Coșereanu, pe domnul Berghia. Iar, și mă rog, tot în cadrul manifestării de acolo va avea loc și prezentarea unui volum Ion Creangă Opere, o ediție îngrijită de Eugen Simion. Tot de la ora 13, în paralel cu activitatea desfășurată la muzeu, la Casa Culturii va avea loc o piesă de teatru adresat în mod special elevilor, dar bineînțeles și cei care vor putea să participe sunt invitați să meargă și la Casa Culturii. Iar de la ora 15, sub egida Fundației Culturale Ion Creangă, în cadrul aceleiași instituții se va desfășura simpoziunul Receptarea Operii lui Ion Creangă, cu o participare din partea unor cadre universitare de la Iași. Spre sfârșitul zilei, începând cu ora 18, tot la Casa Culturii va avea loc și un spectacol susținut de Opera Națională din Iași, intitulat Iarna în armonii de opere și calzonete. Cam asta ar fi un rezumat al activității de astăzi. Mâine, așa cum suntem obișnuiți la parohia de la Humulești, la Biserica Sfântul Nicolae, va fi oficiată slujba de pomenire a lui Ion Creangă, urmând ca apoi să fie, eu știu, continuate aceste manifestări prin diverse activități cu caracter artistic sau cultural. Mulțumim încă o dată celor prezenți și în cele ce urmează am să-i rog pe copiii de la Humulești să-și prezinte programul lor artistic. Mama, într-o dimineață din somn, cu faină voie zicând. Scoală dugleșului înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupi cucul armenesc și să te spulce ca să nu-ți mai meargă bine toată ziua. Căci așa ne amăgea mama cu o pupă care își făcea cuib din mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorpuros, pic cu asta dealului la moș Andrei, fratele tatei cel mai mic și numai ce auzeai vară. Pup-pup-pup! Nici de dimineață în toate zilele devuiau satul și cu mă scol, îndată mă și trimite mama cu de mâncare în țarină la niște lingurați. Ce aveam tocmit prășitor, tocmai la Valea Sacră, aproape de Topolița. Și pornind eu cu de mâncare, numai ce și aud, pupăza cântând. Pup-pup-pup! Eu atunci să nu-mi caut de drum tot înainte. Mă abat pilatei cu gândul să prind pupăza, căci aveam grozav ciudă pe mânca. Nu numai decât pentru pupa, cum zicea mama, și pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, punde mâncarea jos în cărare pe munchea dealului, mă sui încetișoar în teiul care te adormea cu mirosul floarei, bag mâna în scorpură, unde știam și norocul meu. Găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire. Da și leliță, te-am căptușit eu, ai mai pupat tu și pișe rău de-a. Iarna, moață, mândră, grăiață, tu ne-aduci, ne-aduci câmpii, cu ciușor și strobii, și ne-aduci.
acum, bătie, ieși afară, vin îngeri încete, lumina să-ți aducă. Deschide-le portița, ca-n vrem de odinioară, și spune-le povești pe prispă. Răsună toată valea de zurgălăi și vice, căprițe și căiuți au împânzit satul, jieni și ursare au început să strige, cu tati distrăbut, vin să alunge răul. Vin și școlari, iată, și cu mândrie strigă, vin de la școala ce numele ți-l poartă, vin bădiță să-ți cânte o colindă. Din an în an se opresc la casa familiei, unde se pasă în ziduri, e umbra dumitare. Aici, bădie dragă, ai îngropat trăirii pentru o lume întreagă. Noi umblăm și colindăm florile talbe, pe Dumnezeu căutăm florile talbe. Alergară și la frară florile talbe, în este la voi născut florile talbe. Mântul dulce fragănă florile talbe, pruncul de mii leagănă florile talbe. Floarea caldă, fiul scadă, florile talbe, neaua ninge, nu-l atinge, florile talbe. Pruncul mâinile subie, florile talbe, măgarul să dăruim, florile talbe. Ustele albe de flori, florile talbe, și o oaie cu miel prior, florile talbe. Este-a Primește-ca
și lumânați, lângă voi vă alăturați și cuvântul mi-ascultați. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a colinda pe la case aura. Plugușor cu patru boi, plugușorul tras de noi, mânați măi! Iarna-i grea, o mătui mare, de nebune anuare, de nebune de belșug, pentru brazda de suflug, mânați măi! Și pe cerul se lucește, o stea nouă ce vedește, că se curmă de acum, a nevălă greu drum. Asta-i steaua României, a unirii și a frăției, stea de viață, stea de spor, stea de bine viitor. Fă, Doamne, să lucească și să stea între noi, să nu mai avem nevoi. Ura, plăcăi, mânați măi! Ne tot să ne asculte, că avem dreptate multe, că de asura suferit. Care n-a să fi greșit, dar ne-a curmizat cu bine, ca să mai trăim și bine, să se aducă dintre noi o cerere și nevoi, mânați măi! Doamne, binecuvintează, răbdătoare se urează, anul nou să ne fie început de veselie, mari pe mișilor prigonii și pe mari lucrurilor unii. În frăție și dreptate o să fie legi lucrate. Ia mai mânați măi! Și pe mântul ce mă ra, grine de aur ne va da. Mânați măi! Suniță de necare, asta-i viața de la sare, de urata mai ura, nu suntem de aici până. Suntem toți din București, stați cu oameni ca-n povești. Anul nou e să vine, să vă aducă numai bine. Vor la muncă, sănătate și bărciuc pe câmpul toate. Ia mai mânați măi! Să-ți apămâni
Trăgătorii de sălbări, cei ce trază cu sălmăie, până la șercat în sol, propagează ca pământ. Trăgătorii de sălbări, cei ce trază cu sălmăie, până la șercat în sol. Chiva tot rechi, părății perechi, dacă mândrocul ai ieși, ca urmașul de răzăși. Chiva tot rechi, părății perechi, dacă mândrocul ai ieși, parcă-i o răzăși. Că-i toți în bucur și cărcâri, dacă nu ai ieși, ca fi la noi.